Simbolul zonei Batoș, mărul, va fi sărbătorit pe 10 octombrie. Ca în fiecare an, sunt așteptați producătorii de mere pentru a-și face cunoscută recolta din acest an. Evenimentul se află la cea de-a noua ediție și este mult așteptat de localnici. Pentru început, aș dori să vă adresez un salut și să vă spun bine ați venit dumneavoastră tuturor, fie că sunteți din comuna Batoș sau de prin alte părți, precum și personalităților marcante ale județului, cărora vreau să le mulțumesc pentru faptul că au onorat și de această dată invitația noastră. Așa, după cum deja este tradițional, în fiecare a doua duminică din luna octombrie organizăm și de această dată la Batoș sărbătoarea mărului. Nelipsite vor fi spectacolele special pregătite cu această ocazie. Pe scena din curtea școlii din comună vor urca ansambluri de muzică populară. Ca în fiecare an vor fi și concursuri, cum ar fi trasul remorcii. Vom începe cu o slujbă, așa cum este normal. Pe urmă va avea loc deschiderea oficială, care sper să fie prezenți și cei din conducerea județului, vizitarea standurilor, premierea participanților, adică a fermierilor, a producătorilor de mere, legume, fructe și alte produse agricole, și pe urmă va continua sărbătoarea cu manifestări culturale, respectiv folclorice, în care își vor da concursul, în primul rând, ansambluri și formații de dansuri populare românești și săsești și ungurești de la noi din comună. Ca în fiecare an, se va aduce ceva nou la un astfel de eveniment. De această dată se va susține o competiție sportivă și o întâlnire a producătorilor. Față de edițiile trecute, și aici vreau să punctez că la fiecare ediție venim cu ceva nou. Și la această ediție venim cu două lucruri noi, și anume, sâmbătă, dinaintea sărbătorii mărului, vom organiza la Batoș o competiție sportivă, și anume Cupa Mărului la mini-fotbal, pe terenul nou, proaspăt terminat de mini-fotbal, un teren cu gazon sintetic, și tot sâmbăta vom desfășura la Batoș o întâlnire între fermieri, între specialiști, între foștii lucrători la fostul IAS Batoș, pe teme de horticultură, zootehnie și agricultură în general. Zona Batoș înregistrează cea mai mare producție de mere din toată țara. Aici se fac și cele mai bune soiuri. Pe lângă mere, nelipsite vor fi preparatele tradiționale specifice acestei localități.